Valoarea financiară estimativă a proiectului a fost calculată la 860.000 de euro, bani care vin de la Primăria Galați. După achiziție, o parte dintre mașinile nou cumpărate le vor înlocui pe actualele mijloace de transport, asupra cărora anii de uzură și-au spus cuvântul. Celelalte mașini vor suplimenta traseele unde este nevoie de mai multe autobuze sau troleibuze. După ce proiectul a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Transurb SA și de aleșii locali, a fost pus la punct caietul de sarcini pentru organizarea licitației. Momentan nu avem și nu are nici primăria posibilitatea de a achiziționa autobuze noi. Singurele mijloace de transport noi care vor veni vor fi cele 14 troleibuze, dar acestea cred că anul următor, după ce se va contracta acel credit de către BERD. Momentan, speranța noastră este la aceste mijloace de transport la mâna a doua. 20 de mare capacitate, de 12 metri, cu podea joasă, ca așa am solicitat, și încă celelalte cu de mică capacitate, de 9 metri, pentru a efectua și traseele care sunt mai puțin aglomerate, am spus să avem și de 9 metri. E mai greu pe piața europeană să găsim autobuze de 9 metri, chiar dacă sunt la mâna a doua, din punct de vedere tehnic sunt foarte bune. Avem chiar 350.000 de kilometri efectuați cu ele, iar reparațiile sunt foarte puține, deci din punct de vedere tehnic sunt foarte bune. Transportul public de călători în municipiul Galați se desfășoară în prezent pe 23 de trasee. Printre liniile cu probleme se numără 102, unde, deși există 18 licențe, circulă doar 14 autobuze și troleibuze. Și pe traseul 11, 4 licențe au rămas neacoperite, funcționând doar 6 autobuze. Totul din cauza numărului prea mic de mașini. În momentul de față, datorită micșorării parcului, întâmpinăm greutăți în ceea ce privește executarea acestor licențe, deoarece în același timp trebuie să efectuăm și RT-urile, reparațiile curente și cele generale, și inspecțiile tehnice, toate reviziile care trebuiesc pentru ca siguranța cetățeanului să fie la maxim. Ne ținem de toate, oamenii lucrează, noi avem schimburi, schimbul 1 și schimbul 2 în secție, care lucrează și fac aceste reparații, inclusiv sâmbăta și duminica, pentru ca mașinile să poată să fie tot timpul pe traseu. Parcul cu care ieșim ar trebui să fie 75% din parcul pe care îl avem. Noi avem zile în care ieșim și cu 95%. După ce autoritățile locale vor contracta împrumutul pentru reconstrucție și dezvoltare de la Banca Europeană, la Galați se vor cumpăra 14 autobuze noi.